Salut! Am venit astăzi la o parte de pescuit pe râul Siret. Vreme cam ciudată aici la noi în Bucovina. Acum e soare, frumos, bine, bate un vânt năprasnic din nord, dar eu sunt protejat aici, chiar bate din spatele meu, malul acesta este mai înalt și nu mă prea deranjează. Dar în drum, când veneam încoace cu mașina, a nins. A tras-o din soare, a venit un, așa, un front atmosferic din ăsta mare. Niște nori negri și a nins. Opa! Stați că mai vine unul din partea cealaltă și se aude cum tună. Sper să nu mă afecteze. Adică eu de-abia acum m-am ridicat și văd că în spatele meu tot e negru. Nu e o problemă, am mașina aproape. Până strâng toate sculele astea. Nu le las în ploaie, asta e treaba. Am venit astăzi la o partidă de pescuit, sper aici la ceva babușcă, caras poate. Aveam un loc mai la vale încolo, dar nu pot să merg, bate vântul prea tare, nici nu cred că pot să țin bățul în mână dacă merg acolo. Așa că voi încerca aici, curentul e în malul celălalt, acolo, aici învârte apa, așa merge puțin pluta spre stânga. Sper aici să găsesc ceva pești. Am cu mine niște nadă, tot niște ice mix, am viermi. Voi face acum o nădire și văd dacă reușesc să prind ceva. Primul pește al zilei, o babușcuță. Uite-o. Schimba puțin locul, acolo mai îndeal unde am pescuit eu, e mai mic apa. Aici e ceva mai mare, aproape până la gât la mine. Și văd că aici le place să stea, acolo apa era mică, era cam cât piciorul meu. Mă gândeam că le găsesc la apă mai mică, dar văd că nu. Aici sunt gaură asta.